Dezvăluirea a fost făcută de un profesor de istorie, doctor în istoria relațiilor internaționale și studii europene. Acesta este de părere că s-a produs o fisură la conducerea Moscovei în urma tensiunilor militare din Ucraina. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Cine ar putea să ia locul lui Vladimir Putin? El este cel care ar putea deveni președintele Rusiei. Astăzi am să vă arăt părerea unui cunoscut profesor de istorie despre războiul din Ucraina și de fapt despre cine ar putea să îi ia locul pe tronul Rusiei lui Vladimir Putin. Nu uitați de asemenea să vă abonați la acest canal YouTube, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de asemenea vedeți că am postat două episoade foarte interesante, unul despre o descoperire șocantă din munții Bucegi și altul despre conceptul de circ, de freak show, așa că vă rog să intrați pe aceste episoade, să le vizionați dacă vreți să mai vedeți și altceva în afară de politică. Așa că intrați pe canal, acum să treci la clipul de astăzi să discutăm despre cine îi va lua locul lui Vladimir Putin. Mai precis, istoricul Mihai Manea a declarat că Alexandru Bortnikov, șeful Serviciului de Securitate FSB, este indicat drept creierul ce ar putea prelua puterea la Kremlin. Totodată, istoricul a amintit de faptul că șeful FSB este un lider renumit al spionilor din Rusia. Sergei Narishkin a fost umilit într-un mod teribil spunându-i se că ezită, că nu mai este atât de fidel cauzei. Imaginea a fost luată, a apărut și pe canalele occidentale. Acolo s-a produs o fisură. Putin reproșează serviciilor secrete că nu l-au informat în legătură cu ceea ce se întâmplă în realitate în Ucraina. Alexandru Bortnikov, care este, se pare, creierul extrem de rafinat și cult, am citit un veritabil CV-ul al său pe Sky News, s-ar pregăti să ia locul, a declarat Mihai Manea pentru un post de televiziune foarte popular din România, căreia nu am să-i dau numele. Care a fost decizia luată recent de Vladimir Putin? Marți după amiază, ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat după negocierile dintre Rusia și Ucraina că au fost înregistrate cele mai semnificative progrese de la începerea negocierilor. La scurt timp, Vladimir Medinsky, șeful delegației ruse la negocieri, a declarat că Rusia nu se opune unei eventuale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, scrie agenția RIA Novosti. David Abrahamia, unul dintre membrii delegației ucrainiene, spune că rezultatele reuniunii care a avut loc marți sunt suficiente pentru o întâlnire la nivel de șef de stat. El a mai spus că Ucraina insistă pentru un acord internațional care să prevadă garanții internaționale de securitate. Vrem un mecanism internațional privind garanții de securitate prin care statele garante să acționeze în mod similar cu prevederile articolului 5 al NATO și chiar în mod ferm, a afirmat David Abrahamia. După negocieri de la Istanbul, în același timp, Mihailo Podoliak, un alt membru al delegației ucrainene, a precizat că s-a decis reluarea negocierilor bilaterale referitoare la statutul Crimeei, anexat în 2014 de către Rusia. De asemenea, ministrul adjunct al apărării din Rusia, generalul Alexander Fomin, a explicat că trupele trimise de Kremlin în jurul Kievului și Cernihivului își vor reduce drastic activitatea pentru a spori încrederea reciprocă în cadrul viitoarelor negocieri de pace. În alte știri, grupul de hacker Anonymous a publicat luni un ordin semnat de ministrul adjunct al apărării din Rusia, generalul Dmitri Bulgakov, care cere realizarea unor filmulețe care să discrediteze atitudinea militarilor ucrainieni față de prizonierii de război ruși și care să nege că Rusia folosește militari în termen în Ucraina. Scopul ordinului este de a împiedica pe militarii ruși să se mai predea de bunăvoie ucrainienilor. Ordinul este data de 21 martie și menționează că militarii ruși trebuie să înregistreze imagini video cu comportamentul inuman al militarilor ucrainieni, să fie gândite și realizate o serie de clipuri video cu demonstrații de comportament inuman al militarilor ucrainieni și al naționaliștilor de pe teritoriul Ucrainei, față de ostatice care s-au predat voluntar.
să fie realizate mai multe filmulețe grafice care să demonstreze folosirea actorilor în timpul filmării de către ucrainieni a materialelor cu rușii luați ostatici, de asemenea să fie negat că Federația Rusă folosește militari aflați în termen. Să se elaboreze atașamente informaționale care să fie plasate în comentarii cu argumente solide privind modul în care se încalcă Convenția de la Geneva, privind comportamentul cu ostaticii, se arată în ordinul semnat de generalul Bulgakov. Punctul 4 cere ducerea la îndeplinire a ordinului. Scopul ordinului este de a împiedica pe militarii ruși să se mai predea de bunăvoie ucrainilor. În legătură cu înmulțirea cazurilor de soldați ruși care se predau forțelor ucrainene în timpul operațiunii speciale din Ucraina și publicarea acestora în diferite surse de informare care crește în rândul soldaților ruși, certitudinea că vor rămâne nepedepsiți și care îi face să creadă că vor putea evita obligațiile militare în timpul operațiunii speciale de pe teritoriul Ucrainei, ordon, se arată în motivarea ordinului. Ordinul este semnat de generalul Dmitri Bulgakov, dar funcția care este trecută deasupra numelui său este de ministru interimar, cel care îndeplinește temporar obligațiile ministrului apărării. Presa a remarcat recent o dispariție de aproape 2 săptămâni a ministrului apărării Sergei Shoigu din spațiul public și au apărut inclusiv speculații privind starea sa de sănătate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat ulterior dispariția ministrului rus al apărării din spațiul public prin faptul că este ocupat cu Ucraina și că nu are timp de apariții media. În acea zi, presa din Rusia a publicat imagini cu ministrul rus al apărării Sergei Shoigu prezent în cadrul unei videoconferințe cu Vladimir Putin. Într-un clip publicat de RIA Novosti se observă că Shoigu poartă un sacou de culoare închisă, cămașă albă și cravată. Cam atât a fost șnipsul de astăzi, dragilor, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi cine credeți că ar putea să ia locul lui Vladimir Putin în cazul în care ar exista, să o luăm ipotetic, un scenariu de lovitură de stat în Rusia chiar în acest moment? Cine credeți că ar putea să ia locul lui Vladimir Putin? Și de asemenea, dacă voi considerați că președintele actual al Rusiei ar putea fi dat jos într-un mod sau altul, sau o să mai avem mult de trăit sub numele de Vladimir Putin în ceea ce privește situația de conducere a Rusiei. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați că mă găsiți și pe alte platforme unde postez și acolo content foarte interesant. Aveți totul în descriere. Noi ajungem cu alte episoade și nu uitați să mai scrieți și voi ce idei de clipuri mai aveți. Mult succes în absolut tot ceea ce faceți și ne auzim cu alte clipuri.